Bună ziua, dragii mei, eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre valoarea nutrițională a proteinelor alimentare. E sub formă de tabel, încă o dată, proteine, principalii factori limitanți, indicele chimic, PERUN, NPU, CUDU și VBU, ce am spus și în celelalte videoclipuri. Primul, ou, la indice chimic 100, la PER 3,9, la NPU 94, la CUD 97, la VBU 94-97. Laptele și produsele lactate, principalii factori limitanți metionina, izoleucina, indicele chimic 60, PERU 3,1, NPU 77, CUDU 97, VBU 82. Peștele, triptofan și izoleucină, principalii factori limitanți, indice chimic 65, PERU 3,5, NPU 80, CUDU 95 și VBU 76. Carnea, principalii factori limitanți metionină, indice chimic 65, PERU 2,5, NPU 70, CUDU 97, VBU 74. Cerealele, principalii factori limitanți aici intră lizina și izoleucina, indice chimic sunt 50, PERU 1,7, NPU 55, CUDU 90, VBU 6,2. Semințele oleaginoase, aici intră principalii factori limitanți, lizina, indice chimic 50, PERU 1,9, NPU 55, CUDU 80, VBU-ul 68. Și ultima, proteină, leguminoasele, principalii factori limitanți, metionina, valina, triptofan, indice chimic 40, PERU 1,6, NPU 45, CUDU 83, VBU 60. Sunt diferite tabele folosite în industria alimentară și de diferite laboratoare și cum să specifică valoarea nutritivă a oului și ce conține acest ou. Bun, cu stimă și respect față de persoane care mai zic videoclipul, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare în un videoclip. Nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!